Miercuri seară, un echipaj al pompierilor romașcani a fost solicitat la un apartament de pe strada Anton Pan, intervenind în salvarea și evacuarea unui bărbat care nu mai răspundea la telefon și nici la bătăile disperate în ușa ale vecinilor. Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că mașina de gătit din apartament se aprinsese de la o oală uitată pe foc. Bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență, intoxicat cu monoxid de carbon și fum. După ce i s-a acordat primul ajutor la fața locului, acesta a fost transportat la Spitalul Municipal pentru a primi îngrijiri medicale corespunzătoare. Data de 20.07.2016, în jurul orelor 18.02, detașamentul de pompieri român a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 pentru un incendiu produs la un apartament din municipiul Roman. Ne-am deplasat la locul intervenției cu auto special de stingere cu apă și spumă și ambulanță SMURD. Iar în momentul ajungerea cu intervenție și în urma pătrunderii în interiorul imobilului s-a constatat că în bucătărie ardea o tigaie ce se afla pe aragaz și materiale combustibile în apropierea acesteia. S-a acționat pentru localizarea și ghidarea incendiului, iar în urma producerii evenimentului, proprietarul apartamentului a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon, a fost preluat de ambulanța SMURD și după ce i s-a acordat primul ajutor, a fost predat la spitalul, la centrul de prime urgențe al municipiului Roman. În această perioadă, pompierii desfășoară o campanie prin intermediul căreia recomandă instalarea detectoarelor de fum și monoxid de carbon în toate locuințele prevăzute cu mașini de gătit. Mai multe detalii legate de această campanie puteți găsi pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Noi desfășurăm o campanie pe site-ul nostru și nu numai pe site, cel puțin se poate vizualiza pe site, poate fi vizualizată de oricine, care se numește Detectorul de Fum Salvează Vieți. Este foarte, foarte important din punctul nostru de vedere să se monteze acel detector de fum pentru că el ne semnalizează și ne atenționează în momentul în care există o concentrație peste limitele de pericol în încăperea respectivă. Pentru că cetățeanul se poate afla în diferite situații. Eu știu, poate vine obosit de la servici, pregătește ceva de mâncare și să pune în pat și adorme și așa mai departe. Condițiile sunt diferă și așa mai departe. În cazul acestui gen de accidente există un set de reguli primordiale care, dacă sunt respectate, pot face diferența dintre viață și moarte. În momentul în care o persoană a inhalat produși de ardere, în primul și în primul rând, trebuie evacuată din zona de pericol. Dacă ar fi să ne imaginăm, este, să spunem, într-un apartament, este într-un imobil și s-a produs un incendiu, s-a existat un început de incendiu și a inhalat produs de ardere, atunci obligatoriu trebuie să se autoevacueze din zona de pericol sau să fie evacuată de către personalul de cine poate, știu, sau personalul specializat și așa mai departe și de urgență apel la 112 pentru a putea fi preluată de ambulanță și a primit îngrijirile medicale necesare. Monoxidul de carbon este un gaz letal, care, dacă a fost inhalat în cantități critice, blochează capacitatea globulelor roșii din sânge de a se oxigena. Practic, nefericitul care s-a intoxicat cu acest gaz se sufocă din interior. Mai mult, acest produs de ardere nu are miros și nici culoare, fiind practic imposibil de detectat în aerul respirat. De aceea, atunci când apar primele semne ale intoxicației, medicilor le va fi aproape imposibil să salveze pacientul. Sau semnele vin destul de târziu. Adică nu ne putem referi că vin, nu știu, după o zi, două sau... Vorbim de minute. Dar acele minute ne pot costa viața, pentru că în literatura de specialitate se vorbește de niște timp de expunere, dar timpii ăștia de expunere sunt dați pe anumite concentrații. Și vorbim de minute. Plecăm de la 2-3 minute, maxim 7 minute, cam atât, se referă literatura de specialitate. Iar acești produși de ardere, dacă ar fi să ne referim la monoxidul de carbon, este un gaz extrem de periculos pentru că el nu poate fi detectat de către persoana în sine care l-a inhalat, ci el va resimți direct efectele. Când este deja foarte târziu și vorbim aici de stări de amețeală, somnolență, oboseală, diferite de concentrare, scade concentrarea foarte, foarte mult. De asta el este și foarte periculos, pentru că acționând gazul ăsta sau produsul de ardere, ducând la o scădere a concentrării și practic îi scade puterea de a se autoapăra, de a se autoevacua, atunci automat el există riscul de a se expune și mai mult. Decesele cauzate de intoxicațiile cu monoxid de carbon au loc în special în sezonul rece, din cauza sistemelor de încălzire improvizate sau defecte.